Într-o seară, într-o noapte de Crăciun, în Betlehem în Iudeea, după cum păstorii spun, Bunul Iosif și Maria, de departe au venit și s-a întâmplat acolo ceva nemaipomenit. S-a născut Duhul Sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut Duhul Sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Magii au venit atunci când soarele a apus. Au smirnă și tămâie, pentru prunche i-au adus. Steaua revărsa lumina, început asupra lor. Și ținându-se de mână, îngerii cântau în cor. S-a născut Duhul Sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut Duhul Sfânt, pace vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Ce vă spun acum e o poveste de copii. Deși au trecut ani mulți, mai mult de 2000, doar așa Crăciunul are pentru toată lumea rost. Să vă fie cald în suflet, vă spun eu, așa a fost. S-a născut Duhul Sfânt,